Mulțumim lui Dumnezeu și tuturor participanților la prezentul festival. Am putut, așa, după putințele noastre, să organizăm zi de sărbătoare în cinstea acestei biserici, în cinstea lui Dumnezeu și cu gândul la Patriarhul nostru care ne-a făcut cinstea de a ne sfinți biserica în urmă cu 6 ani. Voi ruga, dacă cineva din juriu, poate domnul președinte sau cineva vrea să spună un cuvânt de apreciere la adresa acestui festival, să poftească să vă vorbească. Vă rugăm. Și aici, nu mai vrea să-mi interesează
de bucurie, dar nu e de muzica de către colegiile mediciului și am trebuit să urez mult de succes ediții așa de care am spus prima lucrurile de ziunii la Cristiana Vainemeșului și a fi să mai inventăm de la Cristiana într-o lume să mai întrezi o desă. Da, mulțumesc. Doctor, profesor universitar Dumitru Trompan, prietenul festivalului nostru și tuturor membrilor jurului care au binevoit să răspundă chemării noastre și să pună acolo un apostrof sau o virguliță în referatul pe care îl vor semna la sfârșit referitor la festival. Cu aceasta eu consider că încheiem festivalul, dar nu înainte de a da cuvântul părintelui consilier, preot economic și apropor Zaharia Pereș, iarăși un prieten de suflet pentru mine ca preot și pentru biserica noastră, și care vine ca delegat al noastră Sfântului Părinte Mitropolit Ioan. După cuvântul de încheiere, vom cânta cu toții spre lauda Maicii Domnului, cu vine se cu adevărat. Preonorate Părinte, onorat studiu, stimată asistență, suntem astăzi într-adevăr la un moment de sărbătoare, pentru că aici, la Lugoj, nu mai putem vorbi despre un simplu festival coral. Vorbim despre un festival coral consacrat deja și regăsit an de an pe agenda culturală Arhiepiscopiei Timișoarei. Totul prin strădania părintelui Mihai Sidei, care, iată, vine cu un bun exemplu, ca și alte parohii importante din eparhia noastră, să organizeze activități culturale care să ducă mai departe tradiția corală, muzicală, a eparhiei noastre, a Bisericii Ortodoxe și, așa cum sugera domnul profesor Trompan, de ce nu am organizat într-o bună zi un festival coral al cântăreților de strană. Dacă aici, probabil, mândria noastră a formațiilor corale este subliniată într-un anumit procent, vreau să vă spun că dacă se va organiza un festival coral al cântăreților de strană, mândria va depăși biserica de aici. Pentru că fiecare cântăreț de strană este mândru de ceea ce face, și bucuros că transmite cântarea, așa cum a învățat-o el de la înaintașii lui, în Sfânta Biserică, și întregește și completează într-un mod armonios Sfânta Liturghie, unde cântărețul de strană devine un om de maximă importanță și un reper pentru cei care cântă în biserică. Că nu e suficient să cântăm fiecare cum crede, dacă avem un cântăreț de strană bun și atent la muzica corală și la muzica bisericească, acela poate să învețe și pe alții să cânte frumos, armonios și să îmbogățească frumusețea Sfintei Liturghii. Dincolo de aceasta, transmitem binecuvântarea la Sfântului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului pentru întreaga activitate desfășurată aici la Lugoj și pentru bucuria de a organiza, iată, ediția a 6-a a festivalului coral pe Tine, Doamne, te lăudăm. Să știți că dacă unii preoți sau poate unii oameni în viață și-au propus diverse ideale, să construiască o casă, să facă, eu știu, un trai mai bun pentru el, pentru copiii lui și pentru întreaga familie. Să știți că Părintele Mihai Sidei nu o spun aici pentru a face o laudă, ci pentru a arăta o simplă apreciere la enorm de multă muncă pe care a depus-o în slujba bisericii noastre. Dacă unii spuneam așa diverse idealuri, Părintele Mihai Sidei a avut un ideal extraordinar, de a construi o biserică frumoasă, o mini-catedrală, aș putea zice, pentru că dacă aici ar fi fost episcopie, ar fi fost cu siguranță catedrală. Dincolo de aceasta,
nu a fost suficientă jertfa depusă pentru construcția unei biserici atât de frumoasă și impunătoare. A mai pus întreaga știință, întreaga divăcie și moestrie la atât de multe activități desfășurate în jurul acestei biserici, așa cum este și activitatea de astăzi a festivalului coral Pe Tine, Doamne, Te Lăudăm. Sigur că de multe ori între oameni se creează fel și fel de comentarii, fel și fel de discuții despre un lucru sau despre altul. Este ușor să vorbești și e foarte greu să realizezi ceva. Toți știu să vorbească, dar de la vorbă până la faptă e o cale atât de lungă. Unii ajung să o împlinească, alții nu. Părintele Mihai Sitei a fost și este un om care nu doar a vorbit, a construit, a realizat, a înfăptuit idealul măreț. Dincolo de lumea în care trăim noi acum, cu siguranță că în cerul există comoara sa, așa cum spune textul Scripturii. Unde ți este sufletul tău, acolo este și comoara ta. Sufletul lui este la biserică, dragostea din biserică depășește sferele acestei lumi și sunt convins că pentru tot efortul depus aici, Bunul Dumnezeu îi va dărui de mai departe aceleași satisfacții și bucurii și îi dorim din tot sufletul să-i dea Dumnezeu multă sănătate, spor în activitate pe mai departe și dincolo de anii de pensie până la urmă, care apar în mod inevitabil, Părintele nu se va pensiona niciodată. Înaintea lui Dumnezeu rămâne un preot activ permanent și un om care a făcut ceva pentru biserica de aici și pentru eparhia Timișoarei. Nu mulți preoți din Timișoara se pot lăuda cu asemenea realizări. Părintele Mihai Sitei este unul dintre cei care ne face cinste bisericii, eparhiei Timișoarei și nouă tuturor și un bun exemplu. Așadar, dincolo de toate, îl felicităm din tot sufletul pentru organizarea ediției a 6-a Festivalului Coral Pe Tine, Doamne, Te Lăudăm și ca de acum încolo, alături de mai tânărul coleg, care, iată, a venit astăzi aici, a fost instalat în parohia din Lugă, Sfântirea Domnului, împreună să facem o frumoasă echipă și să putem duce pe mai departe aceste idealuri extraordinare pe care Părintele Mihai Sitei le-a pornit aici, la Lugă. Bunul Dumnezeu să vă dorească și dumneavoastră la fel, multă ambiție, dorință de a face câte ceva în cadrul acestei parohii și de a duce mai departe cinstea pe care parohia Învierea Domnului și-a câștigat-o în acești ani prin vrednicia Părintelui Mihai Sitei. Să vă ajute Bunul Dumnezeu și împreună să putem lucra spre binele bisericii noastre și spre bucuria oamenilor care an de an și duminică de duminică umplu această biserică și vin aici cu mult drag. Iată, dacă festivalul la început se oprea doar la câteva formații corale, acum vorbim despre județele Caraș, Timiș, Arad, Hunedoara, Vârșeț, deja a trecut și cealaltă parte, și de ce nu Ungaria, chiar și de ce nu într-o bună zi să vedem și alte formații participante din alte țări și din alte județe ale țării noastre. Bunul Dumnezeu să dorească tuturor tot binele, mult succes pe mai departe și să ne revedem la următoarea ediție, la fel aici, în aceeași formație, cel puțin cei care suntem aici în partea, juriului, pentru că domnul profesor Jompar a venit cu o idee extraordinară. Și vă mulțumim pentru această idee și poate că o face și un festival al cântăreților de strană, în care vă punem iarăși președinte. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim, Părintele Consilier, cuvintele frumoase de apreciere la activitatea nouă mea, cât a credincioșilor mei, bineînțeles, sub coordonarea mea, pentru că eu nu mi-am făcut decât datoria de preot, pe care am de gând să mi-o păstrez ca datorie în suflet, cât voi trăi, voi muri preot și voi fi înmormântat preot. Deci, pentru mine, nu e important că îmi dă salariul parohia sau că iau banii de pensie. Preoția în mintea mea și în inima mea nu este afectată de acest lucru. Voi rămâne preot, spuneți la preasfințitului că am spus-o public și eu spus și la preasfinției sale.
că nu mă simt nici un preot prea vrednic, nici prea hart, nici prea bun, dar rămân preot. Și când ai zis preot, asta, dacă n-ai făcut ce trebuie, cel puțin, tragi un semnal de alarmă spre obligațiile și sarcinile care se vin înaintea lui Dumnezeu. Să lăudăm pe Dumnezeu pentru toate și fiindcă Maica Domnului este o proditoare, ne-am fost și acum la voastră tuturor, să o cinstim cu imnul acțiunii cu mine se poate dărat. Să știți că să vă lipsești. Se și învăță.
față, dar se lipsește. În memoria acestui mare profesor, compozitor, muzicolog, doctor în muzică, am vrut să vă spun acest lucru care mi-a venit cu mine. Bunul Dumnezeu să răzunească părintele și tot neamul lui, iar la voastră, pentru că ați binevoit să veniți, pentru că ne-ați răspuns, fiindcă noi cu dragoste am chemat și ne-ați răspuns cu dragoste, aveți în partea noastră toată dragoste și rugăm pe Domnul Dumnezeu să vă dea sănătate, pace, liniște și bucurie. Zic, încheiem, nu pot să spun că ne despărțim, că noi ne întâlnim în biserica aceasta, totdeauna și dacă atunci suntem mulți, noi ne întâlnim sufletește prin unele rugăciuni. Dar încheiem acest festival cu mulțumire cuvinte lui Dumnezeu, Pace Domnului și la voastră tuturor. Duceți la Timișoara un gând bun pentru un alt versiunții cu Ioan, care, cum mi-a spus când a fost aici, mi-a schimbat semnul vieții, știe de ce. Spuneți-mi că mulțumesc pentru toate și poate dacă Dumnezeu de la anul viitor să fie plătit. Îi salut una cu drag. Vă salut. Respect. Ne-ați trăit o amintire cu profesorul dumneavoastră Gheorghe Șoiman. Pe vremuri și el a scris Timotei Popovici o scrisoare la Sibiu și a spus Timotei Popovici Sibiu. Ca să obțin date despre Timotei Popovici, am scris și eu Gheorghe Șoiman Sibiu. Și n-am primit-o de pe soarele și se spune așa cu modestie. Gheorghe Șoiman nu înseamnă